Dar ce-o fi fost în aer în acest weekend? Uite, s-a stricat și domnul John, auzi? Din nou, da. Garanția după ultima reparație a fost țeapă. Mircea Joana va fi chemat în service pentru probleme la sistemul de... amintiri, da, amintiri. Mie unul mi-e rușine să repet ce a spus omul. Mi se face pielea pe mine așa. Mă uitam la domnul Joana și îmi spuneam: uite-l, zici că e sănătos? Dar nu e. Pentru început, ca să vedeți de unde a plecat totul. Eu mă văd în clipa de față promovând o nouă generație de oameni politici. Am lansat un program care se numește 51% profesioniști în politică, care merge excepțional de bine. Rolul meu este acela de a crea, dacă vreți, un drum între cei care au făcut politică și au rămas în picioare onorabil și fără reputația stricată și o nouă generație de oameni politici, de oameni din sfera publică și profesională, indiferent de generație, care vor să meargă mai departe. Ați înțeles, da? E un înțelept, domnul Joana. E un mentor. E un bătrân politician care își mângâie bărbița căruntă și sub a cărui privire cresc generații de politicieni. Bla, 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 vrăjeală. Și acum vine momentul în care ne dă cu ciocanul în cap, da? Adică l-a ridicat frumos, nici n-am văzut când, pe vrăjeala aia, și acum... Eu am câștigat președinția României, n-am ce să demonstrez. Bang! Ce-ai făcut, bre? Ai câștigat președinția României la ce? La tenis de masă, la darts, la tras cu praștia, la ce? La scărmăna nisipul cu lopățica? Ca aici? Și la care Românie te referi? Cred că la aia paralelă în care trăiți tu, Năstase, în care trăia Vadim. Adică na, voi ăștia, foștii președinți ai României. Domnul Joana, e și Elvis acolo? Să-i transmiteți toate cele bune din partea noastră, da. Iar dumneavoastră... sănătate, ce să vă spunem, domnul Joana? Doamna Mihaela, dragostea lui, ajutați-l, doamnă, spuneți-i că a fost un vis, a mâncat omul ceva stricat, a delirat, orice. Dar nu puteți să-l lăsați în halul ăsta, vă rugăm.